Tehnologia, îi spune cuvântul, și în sistemul didactic, iar profesorii trebuie să țină pasul cu ea, mai ales cei care predau limbi străine. You can be a good teacher, but your job is made so much easier if you have good materials. Materials that are designed specifically for the needs of a certain age group or a certain group of students preparing for some kind of purpose. Iar dacă tehnicile din școli nu sunt suficiente pentru elevii dependenți de internet și de rețelele de socializare, profesorii români pot găsi și în acest caz o soluție. It's a digitalized form of the book that teachers can put on the screen and use it there on the screen, because for screenagers, they're often more interested in the screen. The computer and the screen is sexier than the book. Profesorii români sunt mulțumiți de ce au învățat de la specialiștii aduși la București de Centrul de Carte Străină Fisher International, în parteneriat cu Consiliul Britanic și cu sprijinul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Vor și ei să aplice noile tehnici, chiar dacă sunt mai scumpe. Pentru un profesor sunt destul de greu de achiziționat. Cândva primeam acei 100 de euro care ne ajuta să cumpărăm acele dicționare, metodici și cărți. Este, să spunem, poate o ocazie unică pentru profesorii din România de a se întâlni cu formatori, profesori, metodiști de talie internațională și de a afla noutățile din domeniul predării limbii engleze. Peste 150 de profesori au participat timp de două zile la conferințele și workshopurile din cadrul Conferinței Naționale Fisher pentru profesorii de limba engleză din România.